Bun găsit! Când o migrenă sau o durere de măsea nu ne dă pace, luăm un analgezic. Deși aceste medicamente ameliorează durerea, detensionează organismul și induc relaxarea și chiar declanșează o stare de liniștire, analgezicele sunt substanțe care pot cauza dependență, chiar și când sunt administrate conform indicațiilor medicului. Analgezicele se împart în trei clase. Acetaminofenul, substanța activă din paracetamol, ameliorează diferitele tipuri de durere, dar este prescris și în ameliorarea simptomelor din răceală și gripă. Acesta trebuie administrat pe o perioadă scurtă și în cantități mici, altfel există riscul să provoace unele daune hepatice sau renale. Binecunoscuta aspirină sau acidul acetilsalicilic și antiinflamatoarele nesteroidiene calmează durerile moderate de cap, ale danturii, dar și durerile provocate de artrită și combat febra și inflamația. Opioidele sunt o altă categorie de analgezice care se administrează pentru calmarea durerilor severe și sunt eliberate, bineînțeles, numai la recomandarea specială a medicului. Codeina, tramadolul și morfina sunt cele mai utilizate opioide. Administrate pe termen lung sau necorespunzător, opioidele pot duce la supradozaj, care se manifestă prin respirație lentă, buze și unghii cu aspect cianotic, piele rece, umedă și vărsături. Persoanele care prezintă simptome de supradozaj cu opioide au nevoie de ajutor medical urgent. De altfel, dintre toate analgezicele, opioidele au și cel mai ridicat grad de adicție. În doze mari, acestea pot afecta activitatea sistemului nervos central, ceea ce înseamnă că o supradoză de analgezice opioide poate fi fatală. De aceea, ele nu se eliberează decât cu prescripția specială a medicului. Dar și administrarea medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene poate avea reacții adverse grave, mai ales dacă sunt luate o perioadă lungă în cantități mari. Astfel de medicamente nu sunt indicate pacienților cu afecțiuni digestive, ulcer gastroduodenal activ, sângerări gastrointestinale, leucopenie, trombocitopenie și trebuie administrate cu mare prudență la cardiaci, hipertensivi, pacienți cu insuficiență renală sau hepatică, dar și la astmatici, pentru că există riscul de reacții de tip anafilactic. Indiferent dacă suferi sau nu de o afecțiune, citește întotdeauna prospectele medicamentelor pe care le iei, mai ales că de multe ori antiinflamatoarele nesteroidiene mai pot interacționa și cu alte medicamente administrate simultan. De exemplu, asocierea cu glucocorticoizi sau alte antiinflamatoare nesteroidiene crește riscul sângerărilor digestive și a ulcerului, diminuează efectul furosemidului sau altor tipuri de medicație antihipertensivă. Chiar dacă scopul medicamentelor din clasa analgezicelor este acela de a îmbunătăți calitatea vieții pacientului, acestea pot avea efecte adverse și chiar consecințe fatale. De aceea, consultă medicul înainte de a lua orice fel de medicament. Pe doc.ro găsești un articol amplu pe acest subiect, iar dacă te abonezi la newsletterul Doc, poți să primești recomandările experților Doc direct pe e-mailul tău. Ai grijă de sănătate! Pe curând!